o femeie nemaipomenită care acum zâmbește în spatele culiselor noastre. A divorțat în 2013, ca în 2016 să realizeze că nu mai poate ieși din casă. Anxietatea și starea de neputință o urmărea peste tot. Apoi a venit o zi când a conștientizat că e nevoie să schimbe ceva în viața ei și a apelat la un medic. A urmat un tratament, iar acum se bucură de tot ce o înconjoară, dar mai ales că poate fi alături de fata ei. Elena Crăciun e eroina noastră și îi spune: bine ai venit! Mă bucur foarte mult că ești alături de noi astăzi. O femeie zâmbitoare, frumoasă, ia loc pe canapea. În primul rând, mulțumim pentru deschidere, pentru că nu oricine vrea să vorbească despre asta. Adevărat. Când ai simțit că nu mai vrei să trăiești? Deci, imediat după divorț a fost simptomele acestea, dar pentru că înainte de divorț, doar cu 2 luni, a decedat tatăl meu subit. Adică prima lovitură prima a fost lovitură, asta. Da. Și a doua lovitură a fost deja divorțul. Și având în vedere că noi toți avem o limită, asta nu înțelegeam atunci. Credeam că sunt nelimitată și Dumnezeu mă ajută și eu o strec peste toate. Dar iată că totuși noi avem limite, trebuie să fim conștienți de aceasta. Și divorțul a fost foarte pe neașteptat. Da, cumva o lovitură te-a pomenit cu cererea de divorț pe masă. Da, da, exact, exact. Da. Păi asta și când noi suntem pregătiți pentru ceva, nu e șoc. Este ceva treptat, da, adaptat. Mama mea a decedat la 44 de ani de cancer la sân, dar având în vedere că cunoșteam chestia asta în 2007, ea a decedat, n-a fost așa traumatizant, pentru că cunoșteam că asta e situația, accepți lucru, dar când lucrurile se întâmplă subit, atunci este lovitură. Este șoc pentru creier, pentru om și respectiv el își dă de știre. Ai avut un moment în care pur și simplu ai căzut în mijlocul străzii? Da, am avut un moment când am simțit că parcă mă trăgea ceva în jos, așa o stare aveam și simțeam că dacă eu închid acum ochii, nu îi mai deschid. Așa o stare am avut. Și atunci am fost puternică, știind că fetița mea este doar ea. Aveai acasă o fetiță de... Cât avea atunci? Atunci avea 10 ani. Și am zis că trebuie să lupt. Nu, în subconștient asta era, să nu închid ochii. Și spuneam rugăciune, după care întâi o chema cineva salvarea, că eu eram în stradă și cineva a chemat salvarea. Dar când am ajuns deja la spital, mi s-a dat un medicament și m-am calmat, m-am liniștit. Apoi am mers acasă, deja am apelat la un neurolog, am luat tratament și iată, eu de ce am acceptat să ies public, da? Pentru că, da, mulți cred că e o rușine, dar trebuie ca să aibă curaj și alții să meargă la specialist, să nu lese, pentru că e mai greu de tratat când eu m-am dus în ultimul moment, adică eu nu... Cât timp, ca durată ai trăit, iată, în depresie? 3 ani așa am... 3 ani în depresie? Da, 3 ani, da, dar eu nu conștientizam, mie îmi părea că e ceva normal, trist, de la divorț, singur, nu am ajutor, problemele astea sociale, financiare, e ceva firesc, știți? Dar, da, e firesc, dar când tu nu mai poți să zâmbi, nu e firesc. Adică și ai un gol așa în interior, ai... chiar nu poți zâmbi. Eu sunt o fire foarte veselă. Da, te vedem, luminoasă. Luminoasă, da. Și uitați-vă, mă duceam în baie,
ca moartă, știți, așa fața toată. Și ascultam fel de fel de... speech-uri motivaționale. Da, video-uri de psihologi, fel de fel de pe YouTube. Și parcă pe moment făceam o careva acțiune care spunea acolo să zâmbești în față, să, în fața oglinzii, să spui afirmații pozitive. Și parcă pe moment îmi părea că... Dar deja la mine era nevoie de medicament. Deja nu avea efect. Cât timp ai luat medicamentele? Medicamentele le-am luat cu întrerupere. Adică cum îți dă medicul. Dar foarte mult acum, chiar și acum eu iau, dar nu medicamente, dar suplimente. Pentru că sistemul meu nervos a fost afectat. Respectiv, asta și problema la mine a fost că eu am lăsat până sistemul nervos a cedat, da. Și eu respectiv îmi dau seama, am studiat și îmi dau seama că am studiat că sistemul nervos tot se restabilește, da, iată asta eu, se regenerează chiar și el, cu toate că înainte cunoșteam că el nu se regenerează, nu e adevărat, adică el tot se regenerează și iată suplimenți de magneziu, numai decât ginkgo biloba foarte bine ajută, vitamina B, complexul tot foarte bine ajută. Dar magneziu, iată, în timpul când ai depresia asta, sau dacă îți începe a amorți mâinile, picioarele, asta e semn că magneziu nu lipsește în organism. Și anume când începe a avea stări de astea depresive, când nu ai chef de nimic, când apare chestia asta. Și iată, eu cu suplimenți chiar, slavă lui Dumnezeu, eu mi-am adus special și poate chiar o să... Anume, din considerentul ăsta vreau să fac import aici la noi, pentru că nu se găsesc naturali. Pentru că naturali, vă dați seama, noi suntem natură. Și ceea ce e natural, eu am folosit și chimic cât nu am avut soluții, da. Dar iată, și... Despre ajutorul preotului, pentru că ai menționat în informațiile tale că foarte mult a contat și ajutorul spiritual. Da, pentru că depresia afectează sufletul și mintea, nu doar mintea. Și golul ăsta e de la suflet. Și știți cum, colac peste pupăză, când vin toate odată. Am întâlnit o persoană foarte negativistă și care avea... slujea celui rău, să zicem așa. Adică sunt și așa persoane. Eu nu cunoșteam și eu eram deschis față de toată lumea. Dar uitați-vă că lecții au fost multe și eu eram, el se hrănea cu energia mea, aceste persoane nu și se așa pot... nu avea energie, da, și în experiență, exact, da. Eu eram, persoanele acestea nu se pot alimenta de la sursă, ei trebuie să iei de la alte persoane energie. Și iarăși, când am înțeles chestia asta, eu sunt o fire empatică și îmi pare că eu trebuie să ajut pe toată lumea. Că trebuie. Dacă eu sunt bună, Dumnezeu a să mă pedepsească dacă n-a să fac bine sau n-a să ajut. Și iată, respectiv, nu e chiar așa. Trebuie să fim atenți. Dai o mână de ajutor omul, dar dacă vezi că deja tu intri în jocul cel negativ, trebuie să te retragi. Și iată, am apelat la preot. Chiar și preotul mi-a spus că trebuie să merg la... trebuie să văd și medicamentos. Aha, da. Adică e foarte important, da, asta, că da, trebuie, da, să completăm, da, aceste, da, două, da, surse, da, de viață. Și medicamentele și spiritual. Adică nu e numai... pentru că sufletul are calea lui, mintea are calea ei. Cu atât mai mult... mintea ca corp, adică nu mental ca gânduri, dar ca corp, adică ca creierul, da, fizic. Și mi s-a dat să citesc rugăciunile, printre altele, sunt foarte, foarte folositoare pentru a te proteja de energiile astea. Anume,
Și astea care le dăm noi, pomelnici, ce dăm noi pe la slujbe, pe la tot ajută. Dar rugăciunea personală este cea mai puternică. Adică și foarte greu se dă la început, parcă tragem plug. Adică parcă așa greu la început, eu având starea în care eram, golul ăsta în mine, eu nu puteam citi rugăciuni, nu puteam, nu mă puteam duce la biserică, mi se făcea rău dacă mergeam, adică e clar că ceva era cu energia asta negativă, nu era pur și simplu, știți. Și chiar atunci, în 2016, eu am chemat de vreo două ori salvarea deja acasă, pentru că mi-a fost atunci rău, am mai, nu, înainte de a mi se face în oraș, am mai chemat-o acasă de vreo două ori și ei mi-au spus că dacă eu nu, dacă nu, nu se ia, nu mă calmez sau nu, nu trebuie să mă internez. Și nu ți-e viața în mâini, va trebui să fie, dar atunci tu trebuia să-ți lași copilul pe mâinile cui? Exact, exact. Și cumva totul a fost pentru... Da, pentru copil. Fata care în aceste momente te filmează acolo în spatele camerelor și exact. Este mega fericită și tu ești un exemplu de femeie puternică care singură a luat viața de la capăt, a învățat din toate lecțiile care i s-au oferit și acum vine la TV ca să servească un exemplu pozitiv pentru toate femeile. Mulțumim din suflet pentru destăinuirea ta, pentru puterea ta și sunt sigură că dacă o să mai aveți întrebări, puteți să îi le adresați personal. Pe Facebook o să vă ajute, așa cum ai zis, tu ești empatică și o să ceară ajutor chiar cei care au nevoie, nu doar să se hrănească cu energia ta. Îți mulțumim încă o dată pentru prezență.